Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție, în primul rând, emisiunea favorită a tinerilor, matrii de teatru, film și carte. Bună, Jani! Bună, dragilor, bună, George! Am cochetat împreună cu această idee și am stabilit pentru ediția aceasta să vă prezentăm un film care e proaspăt adus în România și suntem curioși să aflăm ce film ar fi putut să facă atât de recent și să urmărească o poveste cu iz real. Janin, spune-ne mai multe! Aș adăuga un lucru, George. De mică mi-au plăcut foarte mult emisiunile unde puteam viziona documentare de genul, mai bineînțeles, poveștile reale. Să văd într-adevăr o poveste reală și să văd ce s-a întâmplat. Într-adevăr, acest lucru se întâmplă și acum. Îmi place foarte mult să văd acest lucru și despre asta este vorba și în filmul nostru de astăzi. Sunt cu totul de acord, Janin. Și eu am o slăbiciune în general pentru filmele de calitate, dar slăbiciunea mea supremă sunt filmele care sunt inspirate din povești reale. Așadar, haide să nu mai ținem publicul în suspans, vă spunem titlul filmului. Acesta a venit tradus în România cu următorul nume, Eroi în largul mării. Un titlu destul de interesant care te captivează chiar auzindu-l. That oil is a monster. Like the mean old dinosaurs all that oil used to be. So for 300 million years, these old dinosaurs have been getting squeezed tighter and tighter, tighter. We get it. Just use two tighters. Then Dad and his friends make a hole in their roof. Yeah. And these mean old dinosaurs can't believe it. Freedom! So they rush to the new hole. O explozie de proporții a avut loc în 20 aprilie 2010 la 1500 de metri în Golful Mexic, la 80 de kilometri de Louisiana. Pusul de petrol ce performa platforma Deepwater Horizon a fost distrus de teribilul accident ce a ucis 11 lucrători, rănind alți 17. Filmul despre cel mai mare dezastru ecologic al secolului 21 îl are rol principal pe actorul Mark Wahlberg. George, consider că acesta este cel mai potrivit pentru acest rol? Bănuiesc că da, atât timp cât a fost ales de regizor să-l interpreteze pe personajul central al filmului. Dar totuși, cred că nu este singurul care merită amintit. Îl avem pe afiș pe David O'Brien, pe Kate Hudson și chiar pe Russell Crowe. Niște actori care doar după nume te fac să vrei să te uiți la film și să urmărești povestea care chiar s-a întâmplat. Despre filmul Deepwater vorbim astăzi cu invitata noastră de astăzi, Cristina. Bună, Cristina, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. Mă bucur că sunt și eu aici. Bună, Janin, bună, George. Spune, în primul rând, cum ți se pare această idee a filmului, mai ales că evenimentele s-au întâmplat, aș putea spune, destul de recent. Chiar dacă este o întâmplare oarecum recentă, asta este lucrul cel mai important, deoarece te face să-ți amintești ce s-a întâmplat și te face să te gândești la ceva nou și totodată te intrigă să continui să vezi. Ești un fan al filmelor documentare? Da, sunt un fan, deoarece sunt foarte interesante, aduc un plus de noutate și totodată te fac să oarecum să înveți ceva nou și să te adaptezi la o nouă situație. Vorbim despre cel mai mare dezastru ecologic al secolului 21. Consider că acest film a fost creat ca să trimită un mesaj? Cred că mesajul filmului este acela de a fi mai atenți la mediul înconjurător, să nu mai poluăm și totodată să avem grijă de aceea, să avem grijă de ceea ce este în jurul nostru. A vorbit colegul meu mai devreme de actorii care joacă în acest film. Ce părere e despre distribuția noastră? Fără această distribuție nu mi-aș putea imagina acest film documentar, deoarece actorii sunt unii foarte buni. Mulțumim foarte mult pentru prezența ta în emisiune și ca o ultimă întrebare, care crezi că este actorul cel mai bun din acest film? Actorul meu preferat din acest film este Mark Wahlberg, care este și totodată personajul principal și este un actor foarte bun care și se potrivește perfect rolul în care este pus. Mulțumim, Cristina! Mulțumesc și eu! Adânc propulsați în scaunul cinematografelor, ne gândim la poveștile reale ce vor inspira regizorii să facă alte filme și alte filme. De aici plecăm și cu concursul nostru pentru săptămâna viitoare. Intrăm pe pagina Școala TV Oficial, dăm acolo un like și un share. Nu uităm de hashtag-ul pentru canalul de YouTube Școala TV Online. Cei care ne răspund la următoarea întrebare, pe care mi-a pus-o și mie colega Janin. Este actorul
Mark Wahlberg, potrivit pentru a-l interpreta pe personajul central al filmului. Cel mai complex răspuns și cel mai potrivit va fi premiat cu 2 bilete la cinematograf sau 2 invitații gratuite la Teatrul Excelsior. Sperăm că v-a plăcut propunerea noastră de astăzi și că veți urmări cu drag filmul Deepwater, chiar dacă este vorba despre un dezastru ecologic ce a avut loc în anul 2011. Pe data viitoare, noi suntem Janin Păun și George Năstase, doi cinefili care mereu își au bilet în primul rând.